nu există o judecată dreaptă. De acolo a curs multă cernală, l-a figurat în ceea ce privește această idee. Problema însă stă, cum vă spuneam, pe masa judecătorilor. Colega mea, Mădălina Ignat, se află la Curtea Constituțională și ne dă amănunte. Bun găsit, Mădălina! Bun găsit, Laurențiu. De mai bine de o oră s-a terminat ședința CCR și este așteptată o decizie a judecătorilor. În cadrul ședinței, atât Parlamentul, prin vocea lui Florin Iordache, dar și în alta curte, prin Cristina Tarcea, și-au expus punctele de vedere, mai ales ținându-se cont de faptul că vorbim despre trei noi judecători care fac parte din componența CCR. Au ascultat așadar și cei trei care au fost părerile, părerea lui Florin Iordache, dar și a Cristinei Tarcea. Cei trei noi judecători știm că sunt Gheorghe Stan, Cristian Deliorga și Simina Tănăsescu. Vedem dacă astăzi va fi dată o decizie, mai ales că se pare pe surse că cei trei noi judecători sunt familiarizați cu acest dosar și ne putem aștepta ca astăzi să fie dată și o decizie. Știm de altfel că până acum o decizie în acest sens a fost luarea unei decizii, în acest sens a fost amânată de 5 ori. Trebuie să spunem că în cadrul ședinței Cristina Tarcea de la Înalta Curte de Casație și Justiție a cerut să fie respinsă sesizarea. Vorbea aceasta despre trei excepții pe care le-a invocat. Vorbea despre faptul că Valer Dorneanu e ilegal raport. De altfel, Cristina Tarcea a vorbit și despre faptul că ar trebui să fie cerut și un punct de vedere al lui Marcel Ciolacu, noul președinte al Camerei Deputaților, și tot Cristina Tarcea a vorbit și despre faptul că ar trebui să fie așteptat un răspuns de la Curtea Supremă Europeană de Justiție, care are pe rol o speță similară și că un răspuns ar fi relevant. Este așadar o decizie importantă care ar putea să fie dată astăzi. Ar putea această decizie să ducă la rejudecarea unor dosare care au fost soluționate cu condamnări în primă instanță. Rămâne așadar de văzut ce se va întâmpla. Spuneam că până acum luarea unei decizii în acest sens a fost amânată de 5 ori. Mulțumesc, Mădălina. Adică de 5 ori judecătorii de la CCR nu au avut curajul sau interesul să dea o decizie vis-a-vis de sesizarea vicepreședintelui Camerei Deputaților, Florin Iordache. Iar astăzi, dacă am ascultat bine ceea ce a spus Mădălina, doamna Tarcea a lăsat loc cumva, stai să mai așteptăm să primim voie de la Banu Ghica via Europa, adică n-ar avea ei curajul nici de această dată. Această curte constituțională care face și desface aproape tot în România. Comentăm subiectul cu implicațiile acestuia, cu invitații mei cărora le mulțumesc pentru prezență. Din dreapta mea, vicepreședinte pro-România Laurențiu Rebega, bine ați venit, domnule Rebega, vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov de la PMP, domnul Lizia Tudorache, bun găsit, domnule vicepreședinte. Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Polițiștilor și a Personalului Contractual din Ministerul Administrației și Internelor, bun găsit, domnule Coarnă. Cătălin Antohe, jurnalist de investigații, cetățeanul.net. Speța este importantă, spuneam, mai ales pentru Liviu Dragnea. Aici vorbim despre acel complet de trei judecători, despre care Florin Iordache spune că ar fi trebuit să fie specializați fiecare dintre judecători, să fie specializată pe corupție. Vă aduc aminte că există o ordonanță de guvern aflată încă în vigoare pe acest lucru și de asemenea vă aduc aminte că judecătorii, completul de 5 care a dat sentința finală la domnul Dragnea, a menținut sentința dată de acel complet de 3 judecători. Aici vorbim de Înalta Curte de Casație și Justiție. Acum facem și noi tot felul de pronosticuri. Credeți că va avea curaj CCR-ul să dea o soluție astăzi, pro sau contra sesizării domnului Iordache? Cine vrea să... Eu cred că vor da o soluție, vor respinge. Dacă admit, se fac de râs universului cosmic. Este ca și atunci când ai spune că dacă ai permis categoria B, trebuie să conduci doar Logan. Adică să fii specialist doar în Logan pe categoria B. În penal, singurile, dacă vreți, discuții și din punct de vedere al organizării dreptului penal, e vorba de competențele teritoriale, materialul funcționale al instanțelor de judecată în funcție de infracțiunea comisă, calitatea după și atât. Nu avem complet specializat în infracțiune de omor,
complet specializat în infracțiune de tâlhărie, complet specializat în tâlhărie, asta numai în mintea lui Dragnea și a lui Iordache există așa ceva. Deci dacă Curtea Constituțională vrea să se facă de râsul Universului Cosmic, astăzi are posibilitatea. Cu Deliorga și cu băieții aduși de acolo, din zona lui Mazăre, probabil că unii vor vota așa. Dar, încă o dată, ce ar fi mâine să vă oprească poliția să vă facă dosar penal, că aveți categoria B, dar aveți specialitate doar pentru logari? Ce ziceți? Cum v-ar părea lucrul ăsta? Da, știți cum e cu logarul, e ca la mersul la bordel. Am zis logar că e o firmă românească și nu fac reclamă nimănui. Avem o lege. O lege care stabilește că judecătorii trebuie să fie pregătiți specializați în corupție. Fiind o lege, trebuie respectată. Ok, trebuie respectată. Nu puteți să arunca ridicol o lege. Haideți să fim oameni serioși. Că nu este în regulă ce s-ar putea întâmpla. E o lege. Dumneavoastră ca polițist, vă uitați la lege, dumneavoastră ca polițist și o aplicați. Și o aplicați, domnule Coadă. Nu, deci fiind o lege, o lege trebuie respectată. Curtea Constituțională trebuie să decidă astăzi dacă în vederea respectă, dacă această lege a fost sau nu respectată prin aceste completuri de trei judecători care trebuia sau nu trebuia să fie specializate pe corupție. Rămâne însă de văzut dacă o astfel de sentință astăzi, în cazul în care Curtea Constituțională ar aproba solicitarea lui Florin Iordache, ar influența cazul domnului Liviu Dragnea. Pentru că în completul de 5 judecători, în rejudecare, a judecat pe fond această cauză. Singura soluție pe care din discuțiile pe care le-am avut cu diversi juriști, pe care ar avea Liviu Dragnea, ar fi ca din considerentele deciziei Curții Constituționale de astăzi să se desprindă ceva. Toți care judecă infracțiuni de corupție, da? Și legea cadru. Să fie special. Dar uitați-vă pe legea, legea cadru, pe 303. Păi nu știu. Să bat cap în cap. Domnul Coarna, tocmai asta vreau să subliniez. Curtea Constituțională se află acum într-un moment delicat al existenței. Păi subiectul ăsta, spun ultimul cuvânt și mă opresc. Atât vreau să spun tablou. Există o lege, pe de altă parte... E ordonanță de urgență și vorbim de legea este act, publicată este monitorul act oficial. Normativ. Deci dacă dumneavoastră, dacă Curtea Constituțională vrea să se facă de râs Universului Cosmic, astăzi are posibilitate. Avem legea de organizare și funcționare, dacă vreți, și eu avem cadrul, legea organică, avem codul de procedură care spune foarte clar care sunt competențele și care sunt nivelurile de judecată, de începând de la judecătorie, tribunal, curte de apel, înaltă curte. E vorba de competențe teritoriale, funcționale, calitatea, și așa mai departe. În niciun caz pe complet specializat. Dacă deschidem cutia asta Pandorei, o să vină la condamnat pentru omor, să întreabă domnul judecător, dumneavoastră, e specializat în omor? Bă, dar tu ești specializat în tâlhărie. E o eroare raționamentul dumneavoastră. Se judecă tot în cadrul secției penale. Se cere doar ca cinci judecători să fie specializat. Acum e firesc ca infractorul să aibă interpus și să caute chichițe în legislație pentru a-și reduce din pedeapsă sau pentru a scăpa de pedeapsă. E firesc ce se întâmplă, dar în același timp tot în lege spune că completurile de trei judecători sunt desemnate de către colegiile de conducere ale instanțelor. Deci dacă luăm și analizăm, ele chiar au fost desemnate de colegiile de conducere ale instanțelor, putem considera că ele au fost bine fundamentate atunci când s-au numit. De asemenea, mergând mai departe, mă gândesc și la faptul că chiar dacă domnul Coarna aici spunea mai devreme că ar fi niște personaje în Curtea Constituțională aduse de pe nu știu unde și așa mai departe, de Constanța, sunt convins că odată ajunși acolo, ei sunt conștienți că poartă pe umerii lor responsabilități în ceea ce privește sistemul judiciar național. Și nu cred că își permite ca pentru o cauză sau alta să judece în context național. De aceea mă gândesc că dacă luăm concret aici cazul domnului Dragnea, el are o menținere a sentinței din completul de 3 pe completul de 5 judecători. Exact, corect. Nu știu cine și-ar putea permite în țara asta. Da, problema de fond
depinde de problema de fond este doar la Dragnea. Mai sunt câteva mii de dosare penale. Domnul Coarnă, cinci judecători au menținut în încheierea ședinței de judecată soluția de fond. Soluția de la aia trei judecători, da? Iar dacă acum CCR-ul va spune ok, completul de trei judecători nu e constituit legal, se reia procesul. Că nu poți să sari peste... Dar, păi-s drepturile omului. Haideți să facem așa, pentru că se vorbește, imediat vă las să comentați domnul Rebega, se vorbește despre presiuni inimaginabile asupra judecătorilor CCR vis-a-vis de această decizie. Cristina Tarcea a declarat acest lucru. Haideți să o ascultăm. Sunt candidatura pentru încă un mandat de președinte. Vreți un răspuns diplomat sau diplomatic sau un răspuns sincer? Sincer. Pentru că răspunsul diplomatic ar suna la maniera am obosit. Răspunsul sincer sună sincer la modul în calitate de președinte al înaltei curți, din păcate, trebuie să relaționez cu persoane din afara sistemului de justiție și din afara înaltei curți. Ce am văzut, ce am trăit și ce am simțit m-a făcut să-mi fie extrem de dor să trăiesc printre oameni obișnuiți, cu foarte mult bun simț, cu foarte multă onestitate și cu mai puțină imaginație. Ăsta e răspunsul sincer. Laurențiu Rebega, Cristina Tarcea, am fost nevoită, atenție, să relaționez, a spus-o elegant, cu persoane din afara justiției și a curții constituționale, am cam obosit, mă gândesc să plec. Eu traduc totul ca presiune pe judecători. Eu vreau să fac o singură remarcă aici, pentru că există un paradox în tema acestei emisiuni, pentru că toată lumea cred că are dreptate. Cel mai dezbătut punct sau subiect ar trebui să fie acela componența Curții Constituționale a României și ce ar trebui să facă acest lucru. Din nefericire, în ultimii ani, datorită intervenției nevăzute, a presiunilor nevăzute, așa cum declară foarte mulți dintre participanții la viața publică în România, Curtea Constituțională a devenit un câmp de bătaie și rezolvă aproape orice trăznaie trece prin cap politicienilor și nu numai. De aceea cred că o regândire a componenței Curții Constituționale și o regândire a competențelor stricte fără implicarea oricărei alte instituții. Avem Constituția din 1923, sigur că secție specială de aceea, la alta Curte de Contencios Constituțional, punct. Sigur asta că o invenție după Revoluția. De aceea vă spun că o regândire a acestei instituții ar trebui să ne ducă într-o direcție de imparțialitate și într-o direcție care n-ar trebui discutată de oameni care nu sunt specialiști. Suntem văzut la contenciosului constituțional. Mai mult dată, de ce spun că trăim într-un paradox când toată lumea are dreptate? Pentru că legea din nefericire în România are așa de multe interpretări valabile încât nu mai știi dacă legea este aplicată pentru că este lege sau dacă este aplicată pentru că e moral sau este imoral. Așa am ajuns să discutăm din nefericire în ziua de astăzi. Eu cred că aceste dezbateri ar trebui făcute strict de către cei care sunt specializați pe astfel de lucruri și mai mult de atât, cred în continuare că ceea ce trebuie să se întâmple la Curtea Constituțională trebuie să fie dincolo de orice suspiciune de partea fiecărei... Ce e adevăr în ceea ce a spus este faptul că ea, Curtea Constituțională, este omniprezentă în peisajul politic, social și economic, sigur, din România. 9 din 10 legi emanate de Parlamentul României ajung la Curtea Constituțională. Foarte multe ordonanțe de urgență emanate de către Guvernul României ajung spre judecare la Curtea Constituțională. În interiorul Curții Constituționale au avut loc niște schimbări importante, s-au cam schimbat polii de putere acolo, dar nu fundamental. Conform unei numărători, așa, pe degete, ar fi rămas un 5-4 cumva în favoarea celor de la PSD.
și ALDE și cine a mai susținut pe acolo tot felul de judecători. Dar vin și întreb acum, au amânat această decizie de 5 ori. Au fost termene date chiar înainte ca Dragnea să se ducă la Mititica. Au amânat după instanța de apel ca să bate soluția de acolo. Păi nu. Păi s-au dus. Păi stai puțin și ce știau face? Știau ce domnul. Stați puțin. Și ce a făcut Curtea Constituțională? Domnul Coarnă, atitudine șmecherească. Au amânat termenele. De ce facem șmecherii? Nu suntem acolo pentru ca profesioniști. Pentru că au văzut că soluția trebuia respinsă și cu Deliorca. Un pic cam mult. Păi exact. Stai cu Cătălina. Dar de ce o dăm tot așa langa? Păi oamenii ăia sunt plătiți de la Curtea Constituțională să se ducă la Constituția României și la legi și să spună, frate, ce tot atât au de analizat. Și un aspect important în contextul, spus de dumneavoastră, domnule Botin, sesizat de doamna Tarcea. Doamna Tarcea a reclamat faptul că raportorul este chiar președintele Curții Constituționale și am o întrebare de curiozitate pentru domnul Rebega. Instituția raportorului este prezentă în special în Parlamentul European. Există vreun caz sau este normal ca raportorul pentru un proiect de lege, pentru o decizie să fie chiar președintele Comisiei? Președintele Comisiei este și el membru al Parlamentului European. La rândul lui are dreptul să fie raportor, fie principal, fie din umbră, fie participant la, la aducerea de amendamente. Deci nu cred că există o problemă în momentul în care președintele Comisiei primește un raport. Pentru că sunt foarte multe lucruri. E raportor, nu primește un raport. Da, păi, raportul este primesc în Parlament. Dar el este și președintele în același timp. Aici există o diferențiere între un raport pe care Parlamentul ca instituție îl are și un drept de inițiativă pe care îl face o persoană chiar care este un parlamentar. Pentru că dreptul de inițiativă, într-adevăr, îți aparține 100% și atunci ai niște obligații față de cei care ar putea să conteste funcția de președinte. Dar eu cred că în momentul de față există și vedem cu toții de zi cu zi așa de multe ambiguități în ceea ce înseamnă poziționarea membrilor care participă la comisii, în rapoarte, în orice, încât nici noi nu mai înțelegem cum ar trebui să funcționeze. Hai să încercăm să înțelegem acum. Gheorghe Iancu, profesor de drept constituțional, fost avocat al poporului cu noi. Bună ziua, domnule Iancu! Salut și salut și pe cei care sunt. Domnule Iancu, vă rog frumos, explicați-ne cum e cu plentoarea asta cu care Curtea Constituțională ia o decizie cu privire la legalitatea completelor de 3 judecători specializate sau nu pe fapte de corupție. Au fost deja 5 amânări, astăzi așteptăm pentru a 6-a oară o decizie a CCR-ului. Care e, până la urmă, adevărul conform legii? Ce ar trebui să facă CCR-ul? Da, în primul rând că este foarte legală cererea care s-a formulat în legătură cu completele de 3. Într-un simplu motiv că aceste complete ar trebui să fi fost modificate din 2013, când s-a modificat legea corupției, legea 78/2000. Din 2003 s-au judecat și asta e cumplit. Asta este primul motiv pentru care Curtea Constituțională a stat. Este cumplit pentru că în felul acesta au fost judecate foarte multe cauze de complete cu completul respectiv care nu era legal constituit. Ce au făcut tribunalele și curțile de apel? Au transformat secțiile penale în complete pentru corupție. Complete de 3 pentru corupție. Și atunci nu a mai fost niciun fel de problemă la tribunale și la curțile de apel. La Curtea Supremă, doamna președinte de atunci a zis că nu e nevoie. Uitați că s-a făcut această cerere în momentul de față și completul de 3 care este la Curtea Supremă, 9/5, este în dificultate. Ca urmare, Curtea Constituțională n-are cum să se pronunță altfel decât politic. Dacă trebuie să pronunțe pe Constituție, atunci trebuie să pronunțe favorabil. Bun. Dacă face politic, atunci știți dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iacu! Mulțumesc! Să aveți o zi bună! Avem imediat 304 de organizare judecătorească și ordonanța de urgență 78. Domnul Coarnă, habar n-am, eu n-am făcut dreptul și n-am ajuns judecător să vă spun. Întreb specialiștii. Și dacă s-a respectat o condiție legală.
legală. Păi sunt două legi care au... are dreptate la Orențiu Rebega, toată lumea are dreptate în speța asta. Luăm publicitate, pot să am și o dreptate în emisiunea asta. Vot final în Parlament, doamnelor și domnilor, în legătură cu modificarea legii electorale. Ce s-a întâmplat, aflați în câteva minute. Electoral a fost adoptat în Parlament. Românii din diaspora vor putea vota timp de 3 zile la alegeri. În ultima zi de vot, până la orele 23:59. De asemenea, diaspora va putea vota și prin corespondență. Proiectul a trecut cu 228 de voturi pentru, un vot contra și 19 abțineri. E de comentat și e foarte interesant. Acest proiect a fost inițiat tocmai pentru faptul că pe 26 mai și nu numai, și în urmă cu 4 ani, diaspora nu a reușit să voteze. Iată însă, surpriză, PSD-ul n-a avut încotro și iată a votat și el. Era obligatorie o astfel de lege, atâta timp cât de 30 de ani guvernanții noștri au acționat de așa manieră încât 5 milioane de oameni au plecat din țara asta, oameni cu drept de vot, oameni pregătiți profesional, și tu le faci o secție cu 7 cabine și 2 ștampile de vot la mișto așa, doar ca să-ți bagi joc de ei. E clar că nu doreau ca cei oameni să aibă posibilitatea să-și exprime dreptul la vot, pentru că știau foarte bine ce votează, sau cel puțin aveau informații, pentru că dispun de studii sociologice în această zonă. Este perfect că s-a întâmplat asta. Ieri, în ședința aceasta, de exemplu, un reprezentant al PSD, Partid Social Democratic, este de centru stânga, a venit cu o inițiativă legislativă, pe mine m-a blocat, adică sezonierii din Ministerul Turismului, cei care să vorbim de recepționeri, de bucătari, de ospătari, de cameriste, să-i transforme în contracte de ziliere, adică să lucreze cu ziua. Acolo nu sunt plătitori de CSC, deci nu sunt asigurați în niciun fel. Și în această modalitate, dacă vreți, practic își bate joc de o întreagă profesie. Legea 52, care vorbește de muncitorul necalificat, muncitorul sezonier, acolo de activitate discontinuă, și e vorba despre agricultură și atât, ei încearcă acum să introducă contracte de muncitori zilieri necalificați într-o zonă calificată. Imaginați-vă că acolo un bucătar, un ospătar trebuie să vină cu analize medicale, un recepționer, o cameristă, aia sunt oameni calificați. Ori onor PSD prin secretarul de stat de la Ministerul Turismului încearcă să reglementeze și să introducă munca cu ziua. Dar să-i facem lui contract cu ziua. Stați puțin, unde vreau să ajung. Mai pleacă un milion din țară. Mai pleacă un milion din țară, îți facem 6. Și oamenii trebuie să voteze. Ca să știe pe cine votează, să știe cine îi gonește din țară. I-am spus omului, bă, tu te auzi? Mă, voi goniți încă un milion din țară. PSD-ul, PSD-ul n-a PSD-ul, avut încotro astăzi. A avut un secretar de stat care făcea tricoaie. N-a avut încotro astăzi, că nu putea să riște să-și mai pună încă o dată în cap diaspora, ca să o țină minte diaspora. Lasă, frate, important este că au realizat ceva, și anume 3 zile sunt foarte importante. Corect. De vot. Deci asta este cel mai important lucru. Acum ce va fi nu e suficient. E altceva. Este un exercițiu în beneficiu votantului. Când avem o situație clară, cât timp Ministerul Omului de Pretutine nu face nimic, da, și sigur, nici nu e tras la răspundere. Aici e altceva. Să știm exact. Dar în momentul de față ne plângeam că nu avem cadru legal. Este acum, din fericire, primul pas s-a făcut. Cadrul legal există, avem posibilitatea de prelungire până la 10 noaptea. Mai mult de atâta. 3 zile sunt mai mult decât suficiente pentru deplasare, pentru că știți foarte bine, secțiile de votare nu sunt... Dar o să le ia ștampilele din două una. Eu sper să nu se întâmple lucrul acesta, dar este un pas înainte, ceea ce ne bucură, și noi, cei de la ProRomânia, am susținut întotdeauna că trebuie făcut un astfel de lucru. Mai mult de atâta, suntem alături de alți colegi din Parlament, inițiatori pentru votul electronic, ceea ce a ușurat mult mai mult sistemul de vot. Stați, că acum e complicată, stați un pic, că urmează, nu-i așa, de Tudorache, trebuie identificat prin Ministerul Afacerilor Externe fiecare român cu drept de vot aflat undeva în diaspora, da? Noi vorbim de 6 milioane de români neoficial plecați, oficial vreo 4 milioane și ceva, și aici sunt probleme mari. După aceea vine ANAF-ul peste ei și tot așa, e cu dus întors și asta. Da, putem discuta suficient de mult chiar pe prevederile legale impuse astăzi.
Și mă gândesc la următorul lucru. Plec de la o experiență pe care am avut-o acum 5 ani de zile prin votul la prezidențiale la Paris. Am stat 9 ore la coadă, în ploaie, am ajuns într-un final, între ultimii așa, care am pătruns în secție, să votez. Și m-am închinat pur și simplu când am văzut că în acea secție de votare erau doar 3 ștampile cu 3 cabine de vot. Și la o întrebare simplă mi-am dat tot așa un răspuns simplu, ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost 6 ștampile cu 6 cabine de vot, probabil că n-aș fi mai stat 9 ore, aș fi stat 4,5 ore. Sau poate și numărul, mai mult. Și numărul celor care ar fi votat ar fi fost dublu. Și aici mă refer la prezidențiale. Pentru că dacă statul român, prin guvernanții de atunci, prin cei care au participat chiar la prezidențiale atunci, ar fi luat măsuri imediat, că aveau toate instrumentele posibile și imposibile, n-am fi mai avut a doua experiență în 26 mai anul acesta. Adică românii din diaspora n-ar fi mai fost încă o dată umiliți. Mergând mai departe, sunt 3 zile. Sunt 3 zile care înseamnă în fiecare zi ca reprezentanții din secțiile de votare să fie foarte bine antrenați în a fi apți de a sta în secția de votare de dimineață de la 5 până la 12 noapte. Mă duc eu benevol acolo, fără niciun bani. Deci, nu e vorba de asta. Un moment. Serios? Un moment. E ca piața, domnul Cornu. Un moment. Eu mă refer la altceva. Nu mergem noi doi și cu dumneavoastră. Deci, anume, trebuie să gândite foarte bine aceste resurse în personal care să asigure secțiile de votare, pentru că ele trebuie să fie în final și credibile. Pentru deci că aveam 3 zile de votare, da, și vot prin corespondență, ambele la pachet votate de Parlamentul României. Este extrem de important, vot prin corespondență, cum? Scrisoare holografă, punem în plic, merge cu poșta română, ori vot electronic pe e-mail, ori un token pe nu știu ce. Nu, că e foarte complicat rău. Partidul Mișcarea Populară a cerut prin multe proiecte de legi depuse în Parlamentul României vot electronic sau prin corespondență. De asemenea, îmi exprim aici poziția colegilor mei din Parlamentul României de astăzi, care au propus votul în diaspora să poată fi efectuat în 2 zile. Sunt de acord și în varianta finală, da, a plusat PSD-ul cu 3. Dar în același timp mă întreb dacă îmi dați voie să mă duc la 3 zile, domnul Tudorache. Dar vreau prin corespondență. Vreau să-mi duc ideea până la capăt. Și să vedem unde poate duce dacă nu suntem atenți și nu avem resursele de personal așa cum trebuie. Pentru că reprezentanții în secția de votare trebuie să fie de dimineață de la 5 până seara la 12 noapte. Iar după 12 noapte trebuie să întreprindă alte operațiuni să care sunt necesare. Să nu fure aia voturi. Bun, dar în ultima zi trebuie să mai stea încă câteva ore, 6, 7, 10 ore de să numere, să renumere, să întocmească documentele care trebuie trimise mai departe și așa mai departe. Nimic. E bine că am făcut sau că nu e bine? E foarte bine că am făcut. Eu mă ofer voluntar fără bani și mă duc unde, domnul? Cred că era bine dacă o făceam după alegerile prezidențiale din 2005. Că mi-aduc aminte că... Vă aduceți aminte că... Ponta era candidat, nu? Și guvernul domnului Ponta o putea face după imediat. Și majoritatea de atunci. Guvernul domnului Ponta a avut foarte multe. Și majoritatea de atunci. Care se aplică și ziua de asta, care sunt mai multe pentru votul în diaspora nu a avut. Dar bineînțeles că votul din diaspora, dacă ne ducem acum pe o discuție tehnică, din nou vom constata că ceea ce vorbim noi aici nu are legătură cu ceea ce se face în România. Are legătură, iar dacă domnul Ponta a fost în PSD, a fi tras și astăzi de îngrădirea votului în corespondență. Politici, să știm câți votanți sunt ca să putem să facem număr de cabine. Altfel nu avem de unde să știm. Mi-a dat voie. Nu se înțelege nimic. Dacă nu au existat. Ministerul de Externe, domnul Ponta, acum de gândit și
foarte mult. Dom'le, cum mai furăm niște voturi? Că uite ce a trecut prin Parlament. Aoleu! Luăm publicitate și vă spun că a mai trecut ceva prin Parlament la care opoziția a sărit ca arsă. Și aici vorbim despre legea care dă atribuții mărite polițiștilor. Și l-avem pe Coarn aici în studio, adică avem ce discuta în câteva minute. Te simți confort? Inițiată de doamna Carmen Dan și de domnul Florin Iordache cu privire la sporirea atribuțiilor pe care polițiștii le vor avea în misiune. Printre prevederile legii se numără cumva și amendarea celor care refuză să se legitimeze în fața polițiștilor și mai sunt câteva prevederi interesante. 173 de voturi pentru, 82 împotrivă și 6 deputați s-au abținut, săracii de ei. Domnul Coarnă. Păi refuzul de legitimare din 1991, din legea 61, deci nu. Păi și atunci de ce au făcut legea? Au dublat reglementările, au creat o stare din asta de temere în societate, cum că dacă trece de legea asta, poliția are dreptul să intre fără autorizare peste oameni în casă. E din 1991, avem articolul 27 din Constituție, unde permite cum, în executarea unui mandat de arestare, dacă se pune în primejdie gravă viața, integritate corporală, dacă vorbim de boală, de epidemie și așa mai departe, și pentru siguranță națională. Sunt scrise în Constituție, lucruri care sunt preluate în codul de procedură penală. Ei au dublat reglementarea că atâta putei. Capul lor pătrat, nu înțeleg diferențele. E acea lege declarată neconstituțională, acum încearcă să o... Singurul lucru pe care trebuia să-l discutăm, e vorba de infracțiunea de ultraj și să introducem niște circunstanțe acolo, când vorbim despre nerespectarea indicațiilor polițistului să fie infracțiunea de ultraj, să fie sancționat, dar e vorba sediu materiei, este în ultraj și mai întâi, dar de unde știe Carmedan de asta? Nu are de unde să știe, dar i-a pus la școală cu cataloge, cu înțelege lucrurile astea. Deci alea au fost elementele care au fost declarate neconstituționale. Au dublat reglementarea, încă o dată spun lucrul ăsta, lucruri pe care le avem reglementate sunt în ființă din 1991 la zi, exemplu, refuzul de legitimare este constituie contravenție conform legii 61, puteai să lucrezi pe legea 61, să majorezi doar contravenția, punct. Cu condiția că la finalul legii, cu condiția că la finalul legii în dispoziții finale să nu fie abrogate actele pe care, de care spuneți dumneavoastră că sunt dublate. Și atunci nu mai avem niciun dublaj. Păi și legea e regulă. Păi a citit-o până la capăt, păi dispozițiile finale, și nu scrie că se abrogă, atunci aveți dreptate. Dacă nu... Nu, eu nu înțeleg, dacă tot există aceste reglementări, de ce a mai fost nevoie de o nouă lege? Asta nu înțeleg. Care este ideea? Ca să creeze senzația în opinia publică că polițiștii vor fi protejați de Carmen Dan, ea spune că e colegă cu noi, eu spun că e colegă cu Liviu Dragnea, înțelegeți? Mai mult de atât, dacă avem niște lucruri pentru a proteja polițistul și nu mai polițistul, jandarmul, judecătorul, procurorul, cel care e subiect de drept activ ori pasiv în infracționalitatea sau în starea juridică penală din România, trebuie să lucrăm pe infracțiunea de ultraj în codul penal. Și atunci introducem un text puțin, acolo. Da. Și atunci ce a făcut? A pus Parlamentul la treabă? Cine pus care Parlament? Pe păi câți au citit legea de acolo? Ia întrebați-l. Pentru o lege câți care au citit-o deja pe înțeles. Păi câți au citit-o din ea care a votat? Niciunul. Cum? Toți? Niciunul. N-avea poze? Cine? Legea. Ia întrebați-l pe Neață de la Vâlcea, a citit vreodată aia. Ia Neață. E unul Neață senat, deputat, care nici nu știe tipurile de lege în Parlamentul României. Să mergem în Parlamentul României, care dă de greu acum pe căldură, săracii. De la Vâlcea e luat în vacanță, în sesiune electorală asta extraordinară. O să mergem la Timiș, o crimă îngrozitoare s-a petrecut acolo și o să vă dăm ultimele amănunte imediat. Dar am și o întrebare totuși, Laurențiu Rebega. Dom'le, mi se pare mie sau noi facem aici legi în România ca să ne aflăm în treabă? Nu, mi se pare... Adică, acum, pe bune, inventăm roata care deja există, sau nu, cum? Revin, dacă aceste contravenții sau aceste lucruri erau stipulate deja într-o lege, mă mir de ce au mai fost băgate într-o altă lege. Pentru mine este un semn de întrebare. Sigur că da, fără doar și poate. Nu am văzut, nu știu despre ce e vorba. A trecut prin comisia juridică. Pe de-o parte. A trecut prin comisia juridică de la Camera Deputaților. Tocmai asta, de aceea mă îndoiesc că nu sunt abrogate. Deci, pe de o parte, vreau să nu trecem ușor peste o lege care ar putea să ofere polițiștilor sau celor care lucrează direct cu oamenii și cu posibilii... Să înțeleg acum, domnul Botin, că odată ce un domn este ales și devine parlamentar, chiar dacă a făcut o facultate pe unde a făcut-o de științe juridice, îi se mobilează și mansarda. Se spune că a trecut până nu știu ce comisie. Da, e demnitar. Da. Nu, dar, acum aici aș vrea să sublinez un lucru. E bine
pe ansamblu, dacă am băgat cât mai multe prevederi legale în suportul și în sprijinul polițistului, care este în stradă și se confruntă cu ce se confruntă. Numai că avem și cealaltă parte, polițistul de astăzi sau agentul de astăzi, dacă înainte era școlarizat 2 ani de zile, astăzi este undeva la un an, cu vreo 6 luni de zile practică, din 6 zile care le învăța înainte pe săptămână, astăzi învață 5. Și mă gândesc și câte, de 5 învăța, câte carte. N-am avut săptămână de 6 zile. Încă o dată. Păi vă explic eu dacă, că tot 5 zile. Imediat. E de mult asta cu 5 zile. Da, avea și poze. Deci dacă, avea și poze, da. Vinerea plecam acasă. Da. Domnul, înainte de 90 era 2 ani de zile, da, și cu, era și cu 6 luni. A fost și cu 6 luni înainte de 90. Sunteți în eroare. Erau niște, erau numai niște. Și ce se întâmplă? Avem și situațiile în care, se întocmește un document. Se întocmește un document și după aia noi trebuie să apelăm în instanță ca să demontăm acel document. Discuția nu are legătură cu subiectul. Are foarte mare legătură. M-a întrebat de mere, ați răspuns de pe. Nu, am răspuns și. Adică suntem de acord să aibă cât mai multe drepturi, dar și polițistul la rândul lui trebuie să fie din ce în ce mai pregătit, ca să nu punem oamenii pe drumuri, că atunci când întocmești un document și nu este bine întocmit, să-l demonțăm pe instanță. Dumneavoastră a ridicat o excepție la nivel de regulă. Nu e corect. Aflăm ultimele... Este foarte adevărat, domnul Pan. Domnule, gata, cu tot respectul. Aflăm ultimele date în legătură cu crima aceea înfiorătoare, aș putea să spun. Și atenție, vine urgia peste bugetari. Și mai avem ceva cu polițiștii, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Ne revedem la 14. Rămâneți cu noi!